dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Insta Show live pe Instagram. Sper că ați avut un weekend frumos. La noi a fost un pic mai relaxant, însă nu ne-am relaxat total, pentru că v-am pregătit săptămâna aceasta trei ediții de Insta Show, zic eu, faine. Astăzi, în primul live pe care îl avem la Insta Show, o să discutăm cu Alex Ceaușu, unul dintre cei mai importanți regizori de videoclipuri din România, care are succes pe plan național, dar și internațional. Astăzi mergem un pic în spatele camerelor de filmat, pentru că orice producție, zic eu, o producție de succes normal, beneficiază de creativitatea unui regizor care cred că e mereu în căutarea perfecțiunii. Și chiar sunt curios să aflu dacă am dreptate. Haideți să descoperim câteva lucruri fascinante din spatele videoclipurilor pe care Alex Ceaușu le realizează. Salut! Salut! Salutare! Salut, Alex! Bine te-am găsit la Insta Show și mulțumesc că ai acceptat invitația să Cu mare drag! Cu mare drag! Ce faci? Cum ești? Cum îți petreci timpul? Păi sunt la locul unde îmi place mie să stau cel mai mult, adică la montaj. Aici mi-am petrecut și carantina și un sfert din viață. Da. Sunt că în această perioadă ai avut oricum mult de lucru. Da, păi n-am stat, mi-am găsit de lucru. Dacă vrei, poți să-ți găsești de lucru oriunde. Nu cred că asta a fost o piedică, faptul că trebuie să stăm în casă. Din contră, din punctul meu de vedere, am avut mai mult timp să mă ocup și mai mult de clipuri, pentru că am folosit la maxim toate materialele pe care le strânsesem de-a lungul anilor și nu apucasem să le folosesc. Așa că am avut timp să mă uit prin absolut toate hardurile și pe unde mai depozitasem eu material, așa ca să zic, și am reușit să fac niște clipuri la care nici eu nu mă așteptam. Nici eu nu uitasem, știi, că toată uiți ce mai filmezi și le pui acolo și te gândești, lasă-mă că poate o să vină vremea lor. Și uite că a venit și vremea lor. Da. Mă gândesc la câte materiale, câte hard disk-uri, câte lucruri ai pe acolo filmate. Adică la câte clipuri ai făcut de-a lungul anilor, cred că ți-e și greu să stai. Cred că dacă ar trebui să te pui să te uiți la toate clipurile pe care le-ai filmat, cred că ți-a luat o săptămână. Nu știu dacă le-aș mai găsi pe toate. Unele nici nu mai, pe unele nu le mai știu pe care, dacă le-am filmat sau nu le-am filmat. Eu așa mi-aduc aminte cum aminte vag. Sunt peste 600 de clipuri. Adică până mai acum vreo 2 ani așa, am ținut cumva evidența și știam, bă, hai că uite, sunt 480, 489, dar de la 500 n-am mai ținut nicio evidență și am zis, dacă se va găsi careva să mă înscrie în cartea recordurilor, că nu cred că există cineva care să fi făcut atât de multe videoclipuri, pentru că în general regizorii stau pe aici ce stau și pe urmă trec la un alt nivel. Eu am ales să stau mai mult în zona asta de videoclipuri pentru că mi-am și găsit o cale așa pe care o consider eu benefică și am și o grămadă de oameni în jurul meu cu care mă înțeleg foarte bine și atunci am să mai poposesc aici în zona asta de videoclipuri să nu trec la următorul nivel. E bine că rămâi în zona asta, știi, într-un fel. Păi da, dificil să-ți găsești mereu creația, să poți să vii cu clipuri noi, cu idei, cu concepte. Da, e foarte important să te updatezi sau să te upgradezi. Trebuie să fii la curent, tot timpul trebuie să fii la curent cu noile tendințe, pentru că e noua vorbă, de aici se dă moda. Asta nu zicem trending-ul sau, cum ziceam noi înainte, iconuri. Clipurile, melodiile dau cumva moda în ceea ce se întâmplă în lumea mai mult a tinerilor. Care consideri tu că au fost, nu știu, principalele skills-uri sau aptitudini? De fapt, stai că una și aceeași, am tradus practic cuvântul schiz în română, e bine. E ok. care te-au poziționat în topul celor mai buni regizori de videoclipuri de la noi. Și că ai primit și foarte mult. Da, îți mulțumesc că mă consideri așa. Păi, cu siguranță, puterea de muncă. Dacă ai o putere de muncă și îți place ceea ce faci și îți dorești cât mai mult să evoluezi, cu siguranță se vor întâmpla lucruri frumoase și cu siguranță ajungi acolo unde visezi.
doar dacă, eu știu, dacă ești talentat sau talentat sunt un milion, încă un alt milion de oameni. La, ca și muzică și chestia asta cred că nu e doar din regie sau la videoclipuri sau cred că asta e general valabilă peste tot. Dacă pe lângă talentul cu care te-a înzestrat universul, vii și tu cu aportul tău de muncă, la un moment dat muncă excesivă, n-ai cum să n-ajungi în locurile sau eu știu, la nivelul la care ți-ai propus. Bine, pe lângă asta am mai nevoie și de un dram de noroc și de oameni care să te înțeleagă, oameni care să te ajute. Sunt foarte multe, eu știu, necunoscute așa care intervin pe parcurs, dar cu siguranță principalul factor este chestia asta cu puterea de muncă. Să ai ambiție, să nu te lași așa, hai că am, fac ceva azi, am reușit să-mi câștig o pâine și mâine o mănânc pâinea câștigată și gata. Nu, ai intrat într-o horă, joci până la capăt, până în momentul în care ajungi acolo unde îți dorești. Ziceam, eu cred asta că ești unul dintre cei mai buni pentru că ai o experiență monstruoasă în spate și cum ai spus și tu, în momentul în care ajungi să nu mai ții cont de cât de mult muncești, să ții numărătoarea, știi, azi am făcut încă un clip, mâine mai fac unul, luna asta am făcut 200, luna, știi, atunci înseamnă că efectiv o faci dintr-o pasiune și ești foarte bun la ceea ce faci. Dacă ajungi să nu mai știi câte clipuri ai făcut, e foarte tare, felicitări. Eu cred că am trecut și de momentul ăsta de a le face din pasiune, acum le fac din inerție. Adică Okay. Mi se pare absolut normal să mă trezesc dimineața și să mă sune cineva, să dea o melodie și să-i fac un clip și o să zic gata, filmăm peste 3 zile. Adică suntem așa într-un angrenaj din ăsta încât poți să-mi dai azi melodia și diseară să filmăm videoclipul, nu e nicio problemă. Da. Asta nu înseamnă că nu pui pasiune în ceea ce faci, corect? Adică ești tuns, ca să zic așa, te miști repede. Clar, pasiunea există și asta ne întreține, de fapt. Că dacă n-ar fi fost pasiune, n-ar fi venit nici inspirația, nici imaginația. Muzica mă inspiră foarte mult și alături de pasiune, cred că ies videoclipurile astea așa. Că spuneam mai devreme că ai foarte multă experiență. Ai observat, nu știu, un trend care s-a schimbat în ultimii ani și pe la noi și pe afară, că mă gândesc că tu ești și pe afară tăi. Se tot schimbă trendurile, se schimbă nu de la an la an, ci hai să nu zic din două în două luni, că lună la lună ar fi prea puțin, dar din 6 în 6 luni, cred că trendurile se schimbă bine, adică nu așa să nu-l observi. Ne-am deconectat sau cum? Nu, te aud. Am poker face-ul foarte bun. Așa. Da, trendurile se schimbă și e foarte important să ții pasul cu ele și să livrezi cumva să livrezi oamenilor ceea ce ei cumva se așteaptă, pentru că suntem într-o lume în care putem să facem ce vrem, dar ca să ai succes trebuie să mergi odată cu trendurile, cu trending-ul, iată, de pe YouTube, de care toată lumea care stă pe YouTube ține cont, că nu chiar toată lumea, că nu chiar toată lumea este atât de acaparată de online. Dar cei care își petrec, eu știu, mai mult de jumătate din zi pe online, țin cont foarte mult de trendurile din online și trendingul de pe YouTube. Și da, trebuie să fii la curent cu toate astea, cu schimbările, cu evoluțiile, să zicem, ca să le poți adapta din mers. Am o întrebare, poate puțin, nu știu, nu prea are sens, dar sunt curios pentru mine personal. Nu-i problemă. Am observat foarte mult în ultima perioadă regizori mari, mici, regizori, care efectiv filmează videoclipuri cu telefonul. Și v-am să întreb, cum distingi tu un videoclip bine realizat de unul bun? Ce părere ai tu despre filmarea, nu știu, unui clip cu telefonul? Păi, în principiu poți să filmezi cu orice. Dacă te-ai uitat la videoclipul ăla și ai rămas în cap sau poți să-i spui cuiva, bă, clipul ăla e ăla cu ideea aia, cu ăia care se aruncă în cap sau ăia care, eu știu, ce fac ei la o piscină sau dacă poți să recunoști cumva videoclipul după o idee, atunci videoclipul are un succes, are succes. Sau
măcar dacă nu are o idee, măcar să aibă o imagine bună, dar totuși să spună ceva în momentul când te uiți la el, să rămâi cu ceva după și să-ți transmită un mesaj, o emoție, să transmită o stare. Dacă transmite o stare, înseamnă că e un videoclip bun. Acum, eu știu, până mai acum vreo 5 ani așa se ținea cont. Trebuia să ai imagine excepțională, să nu lipsească nimic, să ai jocul actoricesc. Acum s-au relaxat cumva lucrurile și oamenii sunt atrași mai mult de partea de reality a ceea ce se întâmplă și într-un videoclip. Adică cu cât ești mai puțin fals, cu cât nu încerci să fii ceea ce nu ești sau eu știu, mă rog, că am zis mai devreme cu falsitatea, cu cât lucrurile sunt mai naturale, cu atât oamenii reacționează mai bine. Ceea ce pe mine mă bucură chestia asta, pentru că am mințit destul poporul cu televizorul. Cred că e momentul să arătăm și realitatea și... Da. Uite, ca să-ți dau așa un exemplu, de multe ori chiar mă întreb de două ori dacă, știu, mai cât o fată cu o dansatoare, câte ceva, care nu e total rasă pe la sub braț, care mai are un coș, care mai are... Și dacă ar fi din punctul meu de vedere, eu așa aș lăsa-o, pentru că, frate, asta e realitatea. Așa ne vedem pe stradă, așa ne vedem în casă, nu? De ce să mințim oamenii să spunem că n-am coșul acolo când eu l-am? Adică de ce ar fi asta o problemă? Dar mai avem puțin de învățat și noi. Mai avem puțin de învățat și noi și când vom ajunge la nivelul în care nu o să ne mai pese pentru că avem un coș sau că nu stă gulerul aranjat cum trebuie, atunci și probabil vom pune... Vom bate monedă și pe alte aspecte ale vieții și mai puțin pe falsitatea asta care e o bulă așa, care la un moment dat se va sparge și cine trăiește în ea nu-i va fi chiar bine. Da, nu, ai dreptate. Și oricum, în ultima perioadă am observat și eu că a dispărut trendul ăsta de a mai folosi filtrul ăla monstruos pe față, să nu mai por, să nu mai diduri, să... ceea ce e un lucru foarte bun. Întrebam asta cu telefonul, din punctul meu de vedere, nu lucrez în industrie, adică mă gândesc doar, am fost la filmări, am văzut cât e de muncă în spate, știi, când ai toate camere, lumile, se taie așa. Mă gândesc doar când filmez cu un telefon. Am impresia că minimalizează efortul pe care echipa de producție pune în crearea videoclipului, știi? Și mai și promovează lucrul ăsta, uite, am filmat clipul ăsta cu telefonul. Și atunci mă gândesc, băi, dar sunt oameni care lucrează efectiv ore în șir la un videoclip și vii tu și pui... că ai făcut cu telefonul, dar nu arăți realitatea din spate, chiar dacă ai filmat cu telefonul, ai muncit oricum mult, știi? Și mi se pare că oarecum așa, cum ai zis, Mina, minimalizează munca depusă de omul care face cu camera, știi? Și nu mi se pare neapărat fair play. Păi, din punctul meu de vedere, niciun clip filmat cu telefonul nu o să fie la calitatea unui clip filmat cu o cameră cinematică, dar... în momentul de față, se mai filmează și cu camera cinematică, fără să-i aduce alte elemente care ar îmbunătăți imaginea. Deci, cumva, compromisuri de-astea există la orice pas, pentru că până la urmă suntem condiționați de bugete. Dacă am fi avut bugetele nelimitate, atunci, cu siguranță, nu s-ar gândi nimeni să filmeze cu telefonul, nu s-ar gândi nimeni să n-aducă cele mai bune lumini pentru o imagine perfectă atunci când filmez cu o cameră bună și tot așa. Dar... în urmă, compromisul ăsta legat de bugete ne împinge să renunțăm la câte ceva și fiecare va renunța la ce consideră el că îi afectează mai puțin calitatea videoclipului. Dacă chiar n-ai niciun ban și n-ai niciun buget alocat, da, e foarte bine să faci cu telefonul pentru că e cea mai bună soluție. Vă scoți o calitate foarte bună, dar să poți considera un clip făcut cu telefonul la aceeași calitate ca unul făcut cu o cameră profesională pe lângă care mai ai și lumini și echipă și așa, nu o să iasă niciodată la calitatea aia. Și chiar eu am încercat să fac asta. Eu am încercat să fac videoclipuri cu telefonul și cu luminile aferente unei camere profesionale. Și n-a ieșit așa cum mi-aș fi dorit. Da. Adică le-am încercat și eu pe toate, că îți dai seama, încerc ce noile trenduri ca să... Și mie mi-ar fi ușor să simplific oarecum munca de pe set. Dar nu e chiar așa. Și... că mai vin unii, eu, frate, am și eu aici niște puțin bănuți, fă și mie așa de data asta că poate ți iese. Bă, dacă mi ieșea, le făceam pe toate așa, deci nu era o problemă să cresc eu bugetele. Da. Am întrebat că vă sunt acum, recent a scos și Lady Gaga videoclip cu telefonul și și-a arătat din spate și adică clipul arăta bine.
Și mie care videoclip? Nu știu care e făcut telefonul ăsta cu... Este ultimul cu Ariana Grande? Nu, asta nu cred că a fost filmat cu telefonul, dar Stupid Love știu că a făcut promovare și a zis, uite, am filmat cu telefonul tot videoclipul. La fel, Selena Gomez a filmat, cred că două. Fel, Selena Gomez îl știu, dar acolo la Selena Gomez să știi că nu este doar telefonul, că despre asta vorbesc. Adică poți să faci un setup în care îți aduci un camion de mașini, de lumini, un camion de electrică și tu să filmezi totuși cu telefonul ca să poți să faci reclamă la telefon, dar nu ți iese așa doar cu telefonul. Da, da, asta era, că mi se pare, cum ai zis, minimalizează efortul în spatele muncii, știi, pe care o depui. Și nu mi se pare fair, că și tu și alții lucrați foarte mult ca să faceți un videoclip de 3 minute, știi, stai 20 de ore acolo. Plus... ce l-am făcut cu telefonul, ce șmeche sunt eu. Nu e corect. Și spun că nici cel din fața camerei nu s-ar simți ok, nu s-ar simți în siguranță văzând totuși în față o mare echipă telefon. Și cu cineva care filmează cu o chestie micuță. Că până, uite, că așa o întâmplare amuzantă, am filmat un videoclip pentru clipul Doru, Andra, Puia și Guz, și Puia făcea un making-of. Și a venit la mine cu un băț, pur și simplu un băț, frate. Deci era așa, uite așa, o telecopter chestie din asta, așa, un băț, și a zis, Alex, uite, filmăm pentru nouul meu vlog. Și am zis, frate, cu ce filmez, cu bățul ăsta? Da, eu care o cameră acolo mică, nu se vede. Wow! Bine că n-a venit cu pixul ăla, deci mai sunt spy gadget. Păi ceva de genul ăla era, ceva de genul ăla. Eu nu vedeam nicio cameră, mă uitam pur și simplu la un banc, crezut că e un stativ, un trepied, un ceva. Deci îți dai seama, sunt tot felul de chestii din astea, hai să le zicem camere sau ce ori fie ele, cu care se poate filma până la un anumit nivel, poți să filmezi. Adică dacă ești începător, dacă ești pasionat de regie, dacă ești pasionat de actorie, dacă ești pasionat de muzică și vrei să-ți faci singur videoclipul, e cea mai bună soluție să ți-l faci cu așa ceva și să începi să lucrezi cu așa ceva, pentru că îți formezi cumva ochiul. Da. Ochiul, mâna, corect. Da. Că tu ziceai de tinerii regizori care încep acum, nu știu, ce implică o producție standard de videoclip? Ca echipă, materiale, concept, muzică, păi, da. Styling? Dacă le-am zis eu. Le-ai zis pe toate, dar să știi că din toate astea, din tot ce ai zis tu, să zic că două, trei să folosesc așa, tot din lipsă de bugete, pentru că ca să elimini niște bani, începi să elimini de acolo de unde nu se vede atunci când primești să faci un videoclip. Da. Și elimini de la un storyboard, nu s-a apucă nimeni să mai să deseneze, să deseneze sau să scrioneze cumva cadrele. Aici se dau două, trei poze cu două, trei liniuțe, uite, facem așa, așa, așa și mai ales dacă cei care te angajează, să zicem, au încredere în tine, nu-ți mai cer explicații, te lasă să-ți faci nebunea că știu că într-un final o să scoți cumva. Dar la, eu știu, la cei care vin acum un nou val de regizori, pretențiile sunt mai mari, într-adevăr, și trebuie să treacă prin toate elementele astea, care iau timp, iau foarte mult timp. Adică să poți să creezi un videoclip, cum ți-am spus, să primesc astăzi și să fac diseară să-l și filmez, sau trebuie să stai o săptămână sau, eu știu, 5 zile ca să poți să-l faci pe om să vadă ceea ce ai tu în cap și ce vrei să faci din melodia lui, că până la urmă el îți dă pe mână un buget și o melodie în care are încredere și dorește să devină hit. Iar tu dacă nu-i crești practic melodia, adică dacă nu faci un spot publicitar pentru melodia aia, că până la urmă asta înseamnă un videoclip, e cam nasol pentru tine, că îi cheltui și banii omului și nici măcar nu-i dai un produs să-și facă nevoile cu el. Apropo de chestia asta, că spune că trebuie să-i crești piesa cu videoclipul, nu ți se pare că de multe ori piesa se duce așa undeva în fundal și este în evidență doar clipul? Eu mă uit la foarte multe clipuri, văd clipul, îmi place clipul și uit piesa. O uit efectiv și văd doar clipul și mi-aduc aminte doar clipul. Și dacă văd clipul, nu știu, într-un mall, pe un ecran, oriunde îl văd, recunosc clipul, dar nu recunosc piesa. Că efectiv s-a dus acolo în spate, există, e frumoasă piesa, mă uit la clipul ăla, mă fascinează cel mai mult. Da, nu știu, asta poate tu e singur, eu știu, n-am mai... Bine, am mai auzit cumva păreri că
clipul îți atrage prea mult atenția de la piesă. Dar și atunci ce să facem? Să ne apucăm să facem clipuri mai proaste? Nu știu. Faci clip de imagine sau clip de poveste, știi? Da, e foarte posibil, e foarte posibil ca un nou trend, pentru că am auzit curând chestia asta, un nou trend să fie ăsta, adică clipurile să fie mai simpluțe, mai așa, pentru că oamenii nu mai au, hai să nu zic capacitatea, nu mai au răbdare, știu, să se uite la un clip și să-l înțeleagă. Un clip ar trebui să fie, nu ar trebui. Cred că o să devină un suport video mai mult și nu o metodă de promovare, pentru că se schimbă trendurile, pentru că se schimbă și oamenii și tot așa. De unde ți-ai tu inspirația pentru clipuri? Adică știu că pentru tine probabil că e un pic mai simplu față de, cum ai spus tu, când e cineva la început de drum ca regizor, în prima complicată trebuie să facă aceste mood board-uri, bla bla bla. Pentru tine cred că e un pic mai simplu, că în momentul în care te contactează, nu știu, o casă de producție, un client, deja știe la ce se aștepte, știe ce va primi, în mare parte, aici 50% știe ce va primi, că ăsta e, ai stilul tău, știi? Da, înșel. În același timp, sunt curios de unde ți-e inspirația, știi, că mereu să vii cu ceva diferit și să surprinzi clientul. E total diferit, e complicat să mai vii cu ceva. Am spus mereu asta, roata a fost deja inventată, n-avem cum să o mai inventăm. Putem doar să, hai să zicem, să o updatăm așa, să o aducem în zilele în care facem videoclipul. Inspirația vine de absolut oriunde, vine din viață, din natură. Pot să văd un răsărit sau un apus de soare și un copac și mă gândesc, mamă, ce frumos ar fi sau ce s-ar potrivi ideea asta pentru un artist. Sau, pentru că lucrând cu majoritatea, i-am și învățat și știu și care e profilul cel mai bun al unuia. Știu că unuia îi place la un copac, altuia îi place cu figurație, cu dansatori și tot așa. Adică mi-e foarte ușor să mă mulesc cumva pe ceea ce trebuie până la urmă să facem ca să devină un produs de succes, clip plus melodie. Da, inspirația poate să vină de oriunde, din muzică, pot să ascult doar melodia și să mă inspire, pot să văd ceva, eu știu, prin natură, pot să văd ceva, un film, o știre, absolut orice, un desen animat, absolut orice, o poză, poate să pornească de acolo. Foarte tare. Implici și artiștii în procesul tău creativ, nu știu care interacționat cu artistul. Când da, eu sunt foarte bucuros atunci când cel care cântă piesa se implică și vine, nu neapărat cu idei, pentru că unii n-au întotdeauna cele mai bune idei, dar e bine să existe așa un schimb de un ping-pong din ăsta de idei, pentru că îmi dau seama și ce îi place lui, îmi dau seama și ce și-ar dori el de la videoclip și atunci mă duce mai ușor spre un produs final. Dar da, mie îmi place atunci când intervine și cel care cântă cu măcar cu păreri, cu să direcționeze cumva actul ăsta de producție sau de creație și să-l băgăm pe un drum, să-l includem așa pe un drum bun. Cred că implicarea artistului în procesul de creație a conceptului, cred că e importantă, dar până într-un punct, știi? Că altfel, de ce te mai angajează pe tine dacă vine el cu ideea? Exact. E așa, exact. Tipul nu se întoarce. Cred că asta poate să creeze și momente așa mai tensionate, mai penibiluțe un pic, știi? Să trebuiască să ajungi să spui, măi, lasă-mă să-mi fac treaba, tu ți-o faci, poate aia mă fac pe avea. Da, n-am prea ai întâlnit. Asta? N-am prea întâlnit din ăștia așa, pentru că cu cei cu care am lucrat sunt la un nivel și știu că de asta apelează la mine, pentru într-adevăr poate ca fiecare să aibă o viziune, da. Dar viziunea mea poate să fie total diferită și atunci cei mai mulți au încredere și mă lasă, unii nici nu vor să vadă ce filmez în timpul filmărilor, adică da, și nu, frate, lasă, vedem acasă, nu, că avem încredere, nicio problemă. Adică unora chiar le place așa să fie o surpriză și asta e un lucru plăcut, pentru că e altfel. Adică ce vezi la final este total altfel decât ce ai văzut acolo la fața locului, total altfel la ce te aștepți, pentru că tu poți să vezi cu ochiul liber cadrul pe care îl vede camera să fie total altfel decât va apărea într-un final pe cameră. Și atunci oamenii se lasă pe mâinile mele, să zicem așa.
e foarte bine că se întâmplă asta. Adică felicitări pentru că ai reușit să obții încrederea clienților, ceea ce e un lucru foarte greu de făcut. Mai ales într-un domeniu în care nu știi la ce să te aștepți, știi? Și să-ți riști, nu știu, să lansezi piesa cu un videoclip care nu-ți place și nu te simți confortabil în el. E așa mai, știi? Da, da, așa e, așa e. Așa e. Adică poți să există posibilitatea să scazi cumva calitatea piesei. Adică îți vine cineva cu o piesă considerată de top și tu să faci un videoclip prost și atunci piesa aia să nu mai poată intra nici măcar în top și atunci suferă foarte multe persoane. Foarte multe. Suferă artistul, suferă cel care a făcut melodia, suferă casa de discuri și tot așa. Și n-ar fi... Nu e deloc indicat să ajungă la momentul ăla. Aș putea să dau câteva exemple de piese superbe și videoclipuri. Numai dacă e vreunul al meu, atunci le zici, dacă le să nu. Scuză-mă că mi-a sunat telefonul, nu te-am auzit. Da, ziceam numai dacă e vreunul de al meu, spune-l. Dacă nu, lasă, nu spune-l dacă e de la altcineva. Nu, sincer, erau câteva clipuri de afară la care mă gândeam, dar acum arată, fiecare are părerea lui. Eu pot zic că să știi că cam de afară cumva vin trendurile, mă rog, din state, nu de tot ce înseamnă afară. Și da. În ultimul timp se vede și acolo o lipsă de bugete. Și eu înțeleg cumva treburile, adică băieții dictează trendurile și trendurile se dictează și în funcție de bani. Dacă bugetele sunt mai subțiri anul ăsta, vom dicta un trend în care clipurile trebuie să fie mai simple. Și tot așa. Când o să fie bani la băieții de afară din state, o să vezi clipurile mai diversificate, mai pompoase și atunci și noi trebuie să ne aliniem la ce în standard și să le facem la fel. De unde? Un artist de care îmi place foarte mult și sunt nerăbdător când știu că scoate câte un clip este Dua Lipa. Cel puțin în ultimele două clipuri, cred, sau trei, mi s-au părut geniale, deci foarte mișto. A rămas, wow, super. Deci încă se poate. În loc acelor clipuri alea în care stai în mijloc într-o hală, dansezi cu trei lumini pe tine și îl numești clip la o piesă superbă, știi? Asta zic. Băi, strici piesa, lasă, mai bine nu mai fă clip. Sau cum ai zis tu mai devreme, niște chestii și gata. Sau cum ai zis tu mai devreme, nu neapărat că strici piesa, ci ești mai atent la piesă. Se poate da. Și asta. Asta, zic, e, părerea mea, mi se pare că dacă faci un clip și îl faci prost, mai bine nu mai fă. Sau folosești niște imagini de pe Shutterstock, știi? Dar asta e doar părerea mea. Poate mie îmi place ceva, ție îți place altceva, altuia îi place altceva, știi? Corect și asta. Gusturile sunt foarte împărțite și e foarte bine că e așa. Da, normal. Da. Uite, consider că, nu știu, videoclipurile primesc mai mare feedback, munca pe care o faci tu, de exemplu, acum că se postează mai mult pe YouTube sau când erau pe TV. Cum simți că s-a schimbat chestia asta? Dacă ești atent la anumite lucruri când filmezi, când știi că faci un clip în proporție de 90% care va fi vizualizat pe YouTube. Da, clar sunt atent la toate detaliile astea, pentru că contează un clip care va fi difuzat doar online și un clip care va fi difuzat, eu știu, online și TV. În primul rând, ai putea să bagi în clipul ăla difuzat numai online tot felul de lucruri care nu se pot difuza la TV. Și atunci te gândești unde, care e targetul de public al clipului respectiv, pentru că și-l faci să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru că până la urmă asta e ideea unui videoclip. El trebuie să promoveze piesa și piesa împreună cu clipul să ajungă la cât mai mulți oameni. Da. Acum în online, într-adevăr, față de... Cred că și în online și în TV a crescut oricum și au crescut și vizualizările, să zicem așa, dar și contentul. Chiar dacă în online, la TV, eu știu, nu s-au putut face tot felul de emisiuni din cauza de problemele astea cu carantina, dar cumva content există. Și la fel și în online, nu mai zic. Da, am simțit o creștere a contentului și am simțit pentru că am făcut foarte mult content în perioada asta. Am făcut două feluri de content. Am făcut content care se axeze cumva pe problema corona,
la care oamenii au reacționat destul de bine, până la un moment dat, când probabil s-au săturat de atâta dramă și atâta corona. Și am trecut corona, pe partea bere corona, mai bine știi? Exact, și am trecut pe partea de divertisment, de entertainment. Și atunci am început să livrăm clipuri cu veselie. Da, am observat foarte mulți artiști care și-au lansat clipuri la piese cu clipuri făcute acasă, home edition, așa numite, știi? Și mi se pare foarte tare. Cred că e un mod în care artistul aduce și fanii în viața lui un pic mai intimă, mai privată, știi? Dacă până acum n-ai avut un motiv, să zic așa, real, să aduci fanul la tine acasă să te vadă, nu știu, cum dansezi tu prin casă, acum uite că poți să faci asta, știi? Ai un motiv. Și au împins cumva toată pandemia asta, am împins cumva artiștii să se, să se apropie cumva de realitate, să... Despre tot ce vorbeam la început, se lase cumva la o parte fake-urile și pe lângă faptul ăsta de întoarcere la realitate și întoarcere cumva la rădăcini. Pentru că foarte multe melodii și videoclipuri pe care le-am făcut au fost cu românisme, cu întoarcerea la obiceiuri, la vechile noastre, la tradiție. Încă n-am văzut un clip cu un tapet de la vechi pe perete, știi, mi-ar plăcea să văd. Cu un tapet vechi? Da, pânză de aia târnată, știi? Erau pe la țară, la bunici. A, carpete? Carpet, da. Vezi, nici măcar nu știu termenul. Da, știi ce zici. Păi, cred că găsești ceva. O să ceva fac eu, nu, gata. În perioada asta, tot. Cu bățul ăla, așa. Da. O să-mi iau și un băț ca lui Puia, spuneai, nu? Ca lui Puia, da. Da, o să-mi iau și un băscă la Puia, o să-i scriu să-i exact, scriu. Răpirea din stărea îi spune aici oamenii, că mai și citesc. Da, o să citim și după aia, dacă sunt întrebări și așa să le și răspundem. Vreau să întreb, care sunt, nu știu, dacă poți, top 3 videoclipuri realizate din care îți plac cel mai mult, așa, care, la care te întorci cu drag să le vizualizezi, să le vezi din nou? Mi-e greu top 3, dar un top 10 aș putea să zic că am, dar top 3... Top 10. Top 10. Wow. Dar păi dacă ai zis top 3, nu acum top 10. Păi și ce? Eu ți le spun, dar ce facem? Le căutăm după link-uri sau cum? Nu sunt... Mă uit la după. Cred că într-un top 10 așa, vreo 5 sunt pentru români. Cele mai... Eu știu, care îmi plac mie cel mai mult, pe care le-am făcut, sunt pentru artiști străini. Și de ce nu-mi plac? Mie toate clipurile făcute de mine îmi plac acum, aș fi așa să zic că nu-mi place vreunul. Dar la astea pentru străinii am avut parte de bugete mai mari, am avut parte de locații mai bune, de dansatori, eu știu, mai cu alte viziuni și tot așa. Și de aici am putut să scot niște clipuri mai interesante, zic eu, decât cele pe care le făceam în România cu artiștii de aici. Nu că ar fi mare diferență între artiști, dar e cumva mare diferență între bugete și între locații. Că una e să filmezi la piața universității și alta e să filmezi în Times Square sau eu știu. Corect. Da. Apropo de locații, nu știu care a fost cea mai frumoasă călătorie de muncă de unde ai filmat un videoclip? Sunt mai multe, am așa niște, și glumesc cu colegii mei când prindem câte un videoclip din ăsta așa mai exotic, spunem că mergem la platourile noastre din Dominicană sau la platourile noastre din Bali sau tot așa. Deci ne-am dezvoltat pe acolo, aproape că ne-am făcut platouri, de ce să zicem altfel. Am echipă în țările astea cu care colaborez de fiecare dată când merg. Am cam totul la dispoziție. Adică ce aș avea în România pot să adun și acolo foarte repede, tot așa la un telefon. Băieți, diseară avem filmare și se adună un cartier întreg, cel puțin de prin Dominicană, să zicem. Dominicana, dacă mă întreb, este locul preferat pentru filmări, pentru peisajele minunate și pentru vibe-ul oamenilor care abia așteaptă să vadă o cameră și să se dezlănțe în fața ei, spre deosebire de
cei din România care atunci când văd o cameră fug. Da. Sau încearcă să cheme poliția că filmez pe spațiu public. Da, la noi e o problemă asta, invadezi intimitatea proprie, publicul, știi? Da. E așa cu dus în toți. Și e și subiectul ăsta acum care arde toată lumea. O să evoluăm probabil și noi și nu o să mai vedem probleme acolo unde chiar nu sunt probleme și o să le vedem pe alea reale. Da. Clar. Cum crezi că o să, mai am o singură întrebare, cum crezi că o să evolueze, nu știu, industria asta a videoclipurilor, mai mult din punct de vedere al filmărilor, mai ales acum post-pandemie? Crezi că se va schimba ceva, nu știu, se va micșora echipa de filmare? Păi asta deja am făcut-o, adică echipa de filmare am micșorat-o de când a început pandemia. Am reușit să filmez ceva în pandemia asta și am făcut-o cu o echipă extrem de restrânsă, la modul 2 oameni, cu măscuțe, cu mânuși, cu... adică aveam impresia că intru într-o operație, nu când merg să filmez. Da, e interesant și așa, adică până la urmă ne facem treaba așa cum putem și, adică nu că ne facem treaba, eu încerc să-mi fac la maxim treaba așa cum putem și cum suntem nevoie să o facem, că până la urmă o facem de nevoie. Cum o să evolueze, da, cred că se vor diminua bugetele, clipurile vor fi din ce în ce mai simple. O să ne repetăm în decoruri, o să ne repetăm în lumini, n-ai ce să faci. Noi suntem o mână de oameni cu două, trei locații la dispoziție, cu aceleași lumini și aceeași recuzită și o să schimbăm de la unul la altul toate astea. Iar clipurile probabil vor arăta, sau poate aici intervine maestria noastră să le facem să arate diferit având aceleași elemente. Da. Cu toții. Mă gândeam acum că spuneai că de același decor, aceleași știi, mă gândeam acum, cred că ar fi interesant un concept ăsta să faci, nu știu, să aduni un grup de artiști, 10 artiști, să le propui, ok, vă fac pentru fiecare un videoclip, dar vă duc în puncte turistice super românești. Și anul ăsta, pentru că nu putem să călătorim, filmăm videoclipul în România și faci un concept ăsta super mega artistic, nu știu, România muzicală, whatever. Și diverse, știi, mi se pare o chestie care ar funcționa. Păi ar fi foarte interesant, dar vezi tu, deplasarea artistului de aici, din București până la locul ăla unde este România interesantă, consumă bugetul întregului clip. Și atunci, ce facem? Mai bine intrăm aici într-o parcare, își face omul videoclipul și aia, ca să arătăm noi România frumoasă, mergem în timpul liber și filmăm control și punem... Și pune la mine pe Instagram, la tine, că oricum doar noi vreo 20 ne uităm la România frumoasă. Restul tot dintr-o parcare vrea să vadă imagini. Corect. Mă, uite că dacă tot vezi de călătoria noastră, dacă nu se mai poate călători așa pe unde vrem, chiar mi-am propus să mă duc să vizitez România, pentru că spre rușina mea l-am făcut-o. Am fost plecat prin toată lumea, dar în România nu. Și anul ăsta e un prilej să pot să fac asta. Și o să-ți trimit poze, să-ți dau inspirație de locație. Ia și o dronă cu tine. Ai să râzi, am avut o dronă și am intrat cu ea în copac și s-a spart, s-a stricat. Așa se întâmplă prima dată. Toți deci am făcut nu... asta prima dată. Prima dată e mai greu. Hai să râi de mine cu drona, mai bine cu telefonul. Fac o poză și o țin acolo. Și nu mă mai uit la ele. Am poze în telefonul pe care nu le mai... Nu mă uit la ele, uit de ele. Dar tot acolo. Uite, poți să faci un colaj de imagini, de poze. Hai, cum să încerc. Mulțumesc frumos, Alex. Mi-a făcut plăcere să te cunosc și să vorbesc cu tine. Drag. Și sper să ne, nu știu, să ne vedem curând și să vedem cât mai multe proiecte de la tine. Succes în continuare cu toți la fel și vouă cu live-urile și cu revista. Mulțumim frumos. Am ajuns deja la 30 de live-uri. Mai aveți puțin până la 500. Uite, o să fie inspirația mea, o să vreau să fac atâta live câte videoclipuri ai făcut tu. Gata, Doamne ajută. Perfect, o să-ți scriu peste un an. Aștept. Wow, ar fi senzație.
Chiar vrem să facem din Instar Show un show pe termen lung. Inițial pe care la ideea e să facem acum că stăm acasă în autoizolare, dar ne-am gândit, băi, de ce să nu-l facem pe termen lung? Asta zic. Că e o chestie foarte, foarte faină. Și nu știi cât va ține toată nebunia asta. Corect, și asta e adevărat. Bine. Mulțumesc frumos, Alex, încă o dată. Spor în continuare. Mersi la fel. Te salut. Pa, pa. Mulțumim și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit astăzi. Mulțumesc, Alex, încă o dată pentru că ai fost alături de mine la Instar Show. Noi ne revedem mâine, așa cum am spus la început, am pregătit o săptămână cu câteva live-uri frumoase, zic eu. Ne vedem mâine la ora 7 cu Lorenz Gonzalez, actorul din Grand Hotel Velvet sau El Ministerio del Tiempo, tradus română Jocurile Timpului. Tot mâine de la ora 8 ne vedem și povestim cu actrița Camelia Pintilie. Deci să fie o zi plină, dar inspirațională. Ne învățim tot în zona actorilor, ba de teatru, ba de filme. Și sper să vă placă. Pentru mine o să fie interesant, de-abia aștept. Mai exersez și eu spaniola, pentru că observ că în ultima perioadă încep să învăț mai bine. Mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine la Instar Show. Ne vedem mâine la ora 17 la ora 19, la fel de vesel ca astăzi.